Doina, mulțumim foarte mult pentru cât ești de zglobie și bine dispusă. Te așteptăm și din felul poe cartea a doua. Te așteptăm la cartea a doua. Da. 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 Dă cu lui Maria Niculescu să ne spună câte ceva despre o carte sau despre amândouă. Cred că bine să spune despre amândouă dată, ca să nu vorbim de două ori. Bună seara! Bine ați venit! Bine ați venit să o marciem pe prietena mea, Maria, Ileana Maria Tomas. Nu vă spune prea mult despre poeziile ei, le veți primi și lecturile vă veți încânta. Are un recomand, Spiritul și intuiția o caracterizează pe Maria Ileana Tămase, având o relație specială cu intelectul divin. Se sizând cu ajutorul simțurilor și al gândirii, reflectând asupra conștiinței umane. Nu știu dacă, nu cumva, mintea poetei are capacitatea de a influența materia. Astfel spus, aș caracteriza-o ca fiind o ființă capabilă a atinge starea normală. Poate dacă ar fi mult mai mult inițiată, dacă și-ar păstra spiritualitatea intactă, fără să se ancoreze prea mult în materialitatea efemeră, ce împiedică dezvoltarea intelectului, cum și aceste capacități native extraordinare, s-ar putea să o asemuiesc cu acei călugări budiști din Tibet. Încemânarea fericită cu efect miraculos în scrierile sale, material cu material, real cu real, divinitate comună de rând, îmbinându-le cu acele teorii despre poezie, poeta s-ar putea învăța și spre poezie cuantică. Am să vorbesc în general despre Maria Ileana, și i-am făcut în versuri o prezentare. Despre toamnă, despre toamnă, despre întoamnare. Și mai apoi, ea fierea întoamnează. Nu doarme, nu visează, este trează. În trecere prin timp, o fluturare, observi ca sa de plină maturare. Ai dat să o îngerudești, te ademenește un nu știu ce, dar ciuda ta descrește, gândind că după o luptă colosală, numai atunci te bucuri de asta afară. Să lupți, desigur, nu cu arme dure, ci cu voința, greu să îndure, ca să răstai din cer pădionul negru, un filicel, și verde, și integru. Să poți a ignora și stin și ace, acelor ce în cruzime vor să joace, să poți aduni din marile torente mici picături, ce-ar fi suficiente. Să nu te îndrăgostești prea mult de soare, o rază indeajuns în prealtare. Mai mult să crezi, să crezi în drept, în tine, să crezi în Domnul și să crezi în tine. Să nu te temi, arare de ea pune, ascultă, dar, ce soarele îți va spune. O vreme trece, alta iară vine, n-ar fi în stare nimeni să te încline. Nu e ușor în vremea străbate spre a ajunge una dintre toate și să renaști de fiecare dată cu mult schimbată. Doamne, minunată, dar mă luai cu vorba, mii de scuze, nu vă iei de aici, am nimeni să mă acuze. Vorbeam de vreme, despre întornare, de tot ce în astă lume viața are. Și în trecerea prin vrei, târâși, în saturi, ne-am șlefuit, ales de briliantul. Vorbeam de tine și vorbeam de toamnă, dar am venit spre a vorbi de o doamnă. Desigur, și una și alta sunt aparte, dar câte asemănări în a lor arte. Și ambele tentat a fi drăcute,
crucii la răute, să îngâne oda sacra împlinirii. Nu știu, mai mulți femei, poate firii. Am să vă spun de firii acestei doamne, cel venit al rândul sunt doamne. Asta fiire se încontră cu firea, iar fapta îi aduce minurirea. Nu, nu insist, dar în de toate state ființa a făcut ce nu se poate. Din inima ei a izbucnit iubirea cu magma din vulcan, stârnind iubirea. N-a așteptat amor să o domine, ci ea s-a dăruit, inimi să împline. Iubirea e numai una dintre toate. Ce-ar spune, dar, de generozitate, de ei căldură în suflet cea dasă sau de purtare? Negândite castă, de-a sa gândește în fiul de așteptare, de mugurirea în ranurile o doare, desigur, îmi veți spune o întrebare. De ce ne-au chipui ca fiind ea mare? Nu, nici de cum nu este închipuire, doar că mă minunez de-a sa menire, de Domnul Cercutată, de-a său harul, se încumetând spre altelor hotarul. Câte culori a pus, și flori, și stele, parfum cât risipita printre ele, lumină, puritate și candoare din suflet, de la lună, de la soare. Putea voi scrie un poem spre aceea ce definește nobilă femeia, dintr-o aerului stil de strămoșească, ce mai rare acum va să se nască.